dacă ați auzit de Burke și Hare. Nu. E puțin probabil să fie auzit, pentru că ei sunt doi indivizi care au trăit cam cu 100 de ani înainte să se nască bunica mea. Dar știți ce i-a scos pe ei din anonimat? Faptul că au avut o idee de business foarte ingenioasă. Vreți să știți care este aceea? Da. E bine că stați jos. Ei au descoperit că pot să facă bani foarte frumoși dacă dezgroapă cadavrele recent îngropate și le vând facultăților de medicină. Nu e ilegal? Nu ne place. Era 100 de ani înainte să se nască bunica mea. Și chiar dacă s-a făcut o comedie pe tema asta acum câțiva ani, tot rămâne o faptă îngrozitoare. Nu o susțin de niciun fel, dar de ce v-am spus de ei? Pentru că și noi câteodată, fără să le dăm seama poate, răspălim morminte. Dezgropăm morți, ca să zic așa. Și mai exact, de fiecare dată când ne reamintim de o nedreptate sau de o greșeală din trecut, facem acest lucru. Și nu numai că rulăm acel film la nesfârșit în capul nostru, dar se întâmplă să mai vorbim și cu alte persoane despre acel eveniment de plăcut care s-a întâmplat și pe care nu mai avem cum să-l schimbăm. Pentru că oricât am încercat noi, trecutul rămâne acolo. Și dacă răscolim prin oasele moarte ale greșelilor, ale eșecurilor și ale evenimentelor din trecut, nu facem decât să ne slăbim puterea personală și să ne transformăm în niște oameni bătrâni și slabi, care se autosenilizează singuri. Pentru că, știți și voi, trecutul nu poate fi schimbat, dar, din păcate, el reușește să ne influențeze prezentul. Corect? Și pentru că trecutul nu poate fi schimbat, totuși, nu știu dacă știți, noi putem să ne schimbăm percepția asupra lui. Și să ne recăpătăm această putere interioară, care are legătură și cu tema din această seară. Și am pregătit un mic exercițiu, care am zis să-l facem împreună. Vreau să vă întreb dacă vă aduceți aminte de un moment în copilărie în care ați simțit că ați fost nedreptățit. Da. Aș vrea să vă luați o poziție relaxată pe scaunele. Doriți puteți să închideți și ochii. Și să vă duceți mintea pe firul vieții voastre în acel moment din trecut. Când poate ați fost certați copil fiind sau, nu știu, poate chiar v-a tras cineva de urechi sau v-a dat o palmă, poate chiar ceva mai grav, sau mai puțin grav, dar la vârsta respectivă totul părea o catastrofă. Și să vă dați voie să simțiți puțin ceea ce ați simțit atunci, cu mintea și cu sufletul acelui copil. Aș vrea să priviți acea situație din afara ei, cu mintea, cu experiența și cu înțelepciunea pe care o aveți acum și să vă gândiți ce ar fi fost mai potrivit să primească acel copil atunci. Oare ce resurse ar fi avut nevoie astfel încât să nu fie afectat de acel eveniment? Și poate să fie vorba de iubire, de încredere, de o vorbă bună. Voi știți ce i s-ar fi potrivit acelui copil.
găsit acea resursă, o să vă rog să vă transpuneți din nou în papucii copilului care erați la vremea respectivă și să vă imaginați că primiți această resursă de la persoana care v-a făcut acea îndreptate. Imaginați-vă cum ar fi să fi primit acel lucru de care aveați atâta nevoie. Cu această nouă emoție și cu aceste noi sentimente, o să vă rog să pășiți pe firul vieții voastre înainte, până aici, în prezent, și să reveniți ușor în ritmul vostru. Întreb, s-a simțit vreo diferență? Da. Ok. Ce vreau să vă spun în încheiere este să rețineți că această zi este cea mai minunată, cea mai fericită, cea mai reușită zi din viața voastră, pentru că n-ați mai trăit-o niciodată. E prima dată când o trăiți. Și este și ultima oară când o veți trăi. De aceea, vă rog să nu fiți băr sau her în propria voastră viață, ci să fiți voi înșivă în momentul prezent. Vă mulțumesc! Mulțumim, Laura!